După succesul înregistrat anul trecut la prima ediție a campaniei Give in a Different Way, ruiește altfel Rotaract Club Teco din Târgu Mureș. Continuă campania umanitară tot cu ajutorul personalităților. Anul acesta oamenii celebri o să ne picteze sau deseneze un tablou care vor fi ulterior uh, expuse în cafenea și uh, vor fi uh, va fi o licitație și suma adunată va merge pentru cele două secții ale liceului de artă, secția de muzică și arte plastice. Este o inițiativă foarte frumoasă. Liceul de artă are nevoie de sprijin datorită faptului că și investiția în materialele didactice pentru partea de arte plastice și pentru muzică sunt destul de scumpe, să zic așa, și atunci ar veni în ajutorul copiilor foarte talentați în a face progrese. Se vor implica, pictând în această campanie, personalități precum politicienii Ionela Ciotlău și Frunda Gheorghi, medicul Voș Levente, omul de afaceri, Vezi Tibor sau basketbaliștii de la BC Mureș. Au fost surprinși, dar foarte mulți au binevenit această oportunitate, ne-au rugat să îi ajutăm cu tematică dacă putem și mulți au spus că au acasă o fetiță, un băiețel care poate o să-i ajute, o să-i îndrume, dar nu au fost reticenți. Lansarea expoziției va avea loc vineri seara de la ora 18 într-o cafenea din Târgu Mureș. Expoziția poate fi vizitată până în 20 decembrie, ca opere de artă să fie scoase la licitație în cadrul unei gale, care va fi organizată în 20 decembrie de la ora 18.